altă stână la care oamenii încă sunt aici. S-aud și câinii. Sunt mulți negri. Care se cam încairă pe acolo, pe la stână, nu știu ce se întâmplă. În mod normal, o echipă adevărată de câini n-ar trebui să se încaire. O echipă închegată este precum un pluton de comando. Există un lider. Există soldații, fiecare știe exact ce are de făcut. Toată lumea ascultă liderul și așa mai departe. La stâna aceasta filmez de 2-3 minute și deja câinii s-au încăierat odată. Ceea ce nu-i bine deloc. Posibil să fie o femelă în călduri care agită masculii. Și încă o chestiune care mi se pare foarte ciudată este că niciun câine. Văd deja, am numărat deja vreo 7 câini. Deci cât poate avea stâna asta? 10 câini, să zicem. Asta înseamnă că foarte puțin câini sunt cu oile. Foarte puțin câini. Restul au rămas la stână, ceea ce nu e deloc o idee bună. În 1 octombrie să umbli cu oile pe munte fără câini. Dar mă rog, știu ciobanii mai bine ce au de făcut. Oricum, foarte interesant că, datorită vremii bune, soare, cald, lipsă precipitații, mulți ciobani au ales, mulți baci au ales să rămână încă pe munte. Mă așteptam ca acești câini să vină foarte aproape de mine. Dar văd că nu traversează pârâiașul. Latră de acolo, din bătătura stânii, latră dintre niște brazi, dar nu trec pârâiașul să vină spre mine. S-ar putea să mai fi fost certați de către ciobani ca să nu atace turiștii. Poate fi și ăsta un motiv. La noi se căutau câini agresivi la om. În ultima perioadă, în ultimii ani, din cauza legislației, care se tot schimbă, se caută câinii din ce în ce mai liniștiți și care nu au treabă cu turiștii, care nu atacă turiștii. E bine de reținut. Reținut minte stâna asta și devenit odată pe aici. Să vedem îndeaproape ce fel de câini sunt. Nu se știe niciodată.